Acum a pornit. O să dau și la mine, nu? Te rugăm chiar. Da, atunci lăsați-mă o secundă. Dialog pentru educație? Dialog pentru educație. Suntem live pe Facebook. Bună seara! Mai stăm câteva secunde să primim toți doritorii de o discuție foarte aplicată în seara aceasta. Eu sunt Elena Lotrean și candidez pentru un loc în Consiliul Județean Sibiu, independent, alături de colegul meu Radu Sechi, care și el candidează pentru loc în Consiliul Local Sibiu, tot independent. Platforma noastră este Dialog pentru Educație și Sibiul ar putea fi primul oraș și județ din țară care ar avea un candidat independent axat exclusiv pe educație. În seara aceasta avem alături de noi un om tare drag nouă. Este vorba despre antreprenorul Dragoș Anastasiu. Cu toții cred că am mers cel puțin o dată cu Eurolines. Visăm la niște concedii la Green Village și la Valea Verde. Și mai mult decât atât, Dragoș este și președintele Camerei de Comerț Română-Germană. Pentru mine este fondatorul SuperTeach, acea platformă care adună la oaltă mii de profesori pentru o educație de calitate și pentru a fi inspirați, dar nu numai atât, ci pentru a face legătura atât de necesară între ce înseamnă mediul de afaceri, administrația locală și școala. Pentru că suntem toți în aceeași comunitate și avem nevoie să construim poduri unii cu ceilalți. În seara aceasta o să avem ca temă, la focus pe educație, învățământul conectat la societate, respectiv un program, Sibiul Meseriaș, care își dorește promovarea învățământului profesional, tehnic și dual și a parteneriatelor între școală, universitate, mediul de afaceri, bazat pe știință și cercetare aplicată. Spune-ne un pic, Dragoș, care este experiența ta în ceea ce înseamnă învățământul dual sau tehnic? Care este percepția de acolo din fotoliul de antreprenor? Pot să încep cu bună Elena, bună Radu, bună telespectatorilor, ca să spună. Bună seara, Dragoș! Cu siguranță! Pot să încep cu experiența mea din Germania, când eram trăit în Germania și unde învățământul dual este practicat pe scară extrem de largă și cu foarte mult succes, fiind un exemplu de altfel pentru toată Europa, așa, oarecum similar Kurzarbeit, că e un cuvânt pe care l-am învățat cu toții acum în ultimile trei luni. Deci aș putea să încep de acolo, dar hai să încep din scaunul de președinte al Camerei de Comerț Româno-Germane, cameră care a fost promotorul ideii de învățământ dual în România încă de acum vreo 7-8 ani, poate chiar și puțin mai mult, inițiatorul primei școli de astfel de învățământ dual care a luat naștere la Brașov, Kronstadt Schule, cu tot felul de companii din Germania. Deci experiența este una pozitivă. Companiile germane sunt foarte obișnuite cu sistemul. Între timp el a trecut așa ușurel și în zona antreprenorilor români, cel puțin Horeca a început să se miște și nu numai, dar Horeca o cunosc eu mai bine și a început să se miște în zona asta. Și este un sistem de învățământ de care România are extrem de multă nevoie. Pentru că nu e așa, nu? Meseria brățară de aur, noi am uitat feeling-ul respectiv și mergem pe ce spune mama, mamă dragă, fă o diplomă, să ai tu diplomă, că e bine să ai diplomă și te va ajuta foarte mult. Și atunci avem așa o inflație de tineri și copii care se duc la facultăți, deși poate că nici nu le place, nici nu le convine și de fapt nu-și descoperă vocația, nu-și descoperă meseria, acea brățară de aur de care se pot îndrăgosti. Vorbesc de, uite, tâmplar, da? Sau știu și eu ce poate să fie la fel, instalator. Meserii care
fie că ești angajat, fie că devii antreprenor, sunt nu numai extrem de căutate și extrem de bine plătite, dar și meserii care, pur și simplu, pot să fie făcute cu pasiune. Am să duc un pic discuția într-o direcție care mă interesează în mod deosebit sau ne interesează în mod deosebit în seara asta, și anume rolul administrației locale în promovarea învățământului profesional dual în acest caz. De ce ar trebui să fie interesate? Pentru că aud de foarte multe ori că nu e datoria administrației publice să promoveze învățământul, există niște autorități care se ocupă de învățământ, administrația publică doar administrează clădiri și administrează spațiile în care se desfășoară învățământul. După părerea mea, este nevoie de o implicare mult mai activă a administrației publice, pentru că prin crearea de programe sau prin atragerea tinerilor către programe de formare profesională de calitate, există șansa de a crește interesul agenților economici de a investi în zonă, de a crea locuri de muncă pentru care au deja o forță de muncă pregătită. Și în felul ăsta crește performanța economică a zonei și crește nivelul de trai, cresc impozitele, deci cresc inclusiv veniturile la bugetul local și așa mai departe. În experiența pe care o ai, sau din experiența pe care o ai în țară, știu că ai umblat mult prin țară, cum vede administrația locală, de obicei, relația cu agenții economici și cu învățământul dual? Diferit. Ca peste tot. Există primari excepționali, cu echipe excepționale și care fac ce trebuie să facă. Și răspunsul ai dat singur. Evident că trebuie să se implice autoritatea locală, pentru că resursa umană locală este cea care determină bunăstarea localității respective, atragerea de investitori, fie ei români, mai ales străini și așa mai departe. Primul lucru pe care un investitor îl solicită și de care întreabă este resursa umană. Găsesc specialiști în Sibiu sau în Cisnădioara sau știu și eu pe unde, sau nu găsesc. Asta e prima chestiune. Deci am văzut autorități locale super implicate, inclusiv la București, o să râde, sunt vreo două primării care sunt extrem de deschise, dar mai ales în țară. Vorbesc și de Sibiu, dar în special, dacă vrei, de Cluj, de Oradea, de Alba Iulia, de unde, de Reșița în ultima perioadă, absolut senzațional, locuri de la care ne putem inspira cu toții și în special primarii. Și am văzut zone în care, pur și simplu, bâtă, nu se înțelege nimic din ce e de făcut. Și se vede de jur împrejur, adică pur și simplu în 10 minute de stat într-o localitate îți dai seama cum e autoritatea locală. E implicată și înțelege ce are de făcut sau nu. Deci, dar mai aș vrea să spun ceva apropo de cât de implicată trebuie să fie autoritatea locală. Nu numai ea trebuie să fie implicată, sincer vorbind. E un parteneriat și părinții trebuie să fie implicați, dar și antreprenorii. Este un parteneriat, este un win-win-win doar atunci când toți sunt, evident, copiii, dar părinții reprezintă din experiența noastră principalul obstacol, dacă vrei. După care vin antreprenorii care spun, noi ținem copiii ăștia 3 ani într-un sistem dual și după 3 ani e posibil să nu mai lucreze la firmele noastre, mai mult decât atât posibil să plece din țară. Și atunci, vezi, Doamne, mai bine nu mai investesc, ceea ce este o maximă aberație, știi? Atunci să ne dăm și să nu mai facem nimic în țara asta. Dar, pentru că tu ai spus cât de importantă e autoritatea locală, aș vrea să completez, da, extrem de importantă, e diferit în țară, da? Și aici trebuie să lucrăm toți împreună și îmi doresc foarte mult ca oameni ca voi, antreprenori care știu ce înseamnă educație, să intre în autorități, în administrația locală pentru a transmite mindset-ul acolo în autoritățile locale, dar trebuie să facem parteneriate și cu părinții și cu antreprenori. Sunt de acord și programul pe care noi îl propunem, Sibiul Meseriaș, tocmai pe asta se bazează, adică un program care să aducă la aceeași masă
administrația publică locală și județeană, inspectoratul școlar, reprezentanții școlilor și reprezentanții agenților economici, cluburi ale oamenilor de afaceri, camere de comerț și elevilor. Și care e marea dificultate? Care? Cine e primul? Cine pornește? Pentru că în astfel de triumvirate, toți se așteaptă de la ceilalți. Ei, noi vrem să-l pornim noi, pentru că nu l-a pornit nimeni altcineva. Și mergem chiar mai departe decât asta, pe lângă programul Sibiul Meseriaș, care eu sper să poată fi implementat cât de repede. Aș vrea ca învățarea să se producă mai ales sau cât mai mult la locul de muncă. Am constatat, acum și vorbesc și din, eu știu, perspectiva de pedagog, am constatat că am învățat mult mai mult la catedră decât am învățat în universitate, deși știam toată teoria și chiar am fost interesat. Dar am învățat mult mai mult la catedră cum să-mi fac meseria de dascăl și cred că la fel se întâmplă mai ales cu meseriile unde nu ai nevoie de extraordinar de multă teorie. Deci din cei 3 ani de liceu sau 4 ani de liceu tehnologic, cel puțin 60% ar trebui să fie practică în întreprinderi. Și pentru asta trebuie atrași cumva agenții economici într-un dialog despre ce nevoi au, pentru că cred că acolo e marea problemă. Învățământul nu mai răspunde nevoilor agenților economici. Am discutat de foarte multe ori pe tema asta în alte contexte. Pregătesc elevii sau absolvenții pentru o meserie care între timp s-a schimbat. Uneori s-a schimbat de 20 de ani. Dar rămân pregătiți la un nivel, dar nu datorită faptului că profesorii nu ar fi interesați, ci datorită faptului că nu au pârghile necesare pentru a-i pregăti, nu au dotările necesare, școlile au rămas în urmă din punctul de vedere al dotărilor. Și atunci, decât să investești într-un laborator pe care îl faci într-o școală pentru a învăța o meserie, cred că este mult mai simplu să ajuți elevii respectivi să învețe într-un laborator care deja există și care oricum va fi actualizat, va fi updatat de către modernizat de către întreprinderea respectivă pe măsură ce tehnica evoluează. Nu decât să creăm două sisteme paralele, unul care îi pregătește și unul care ulterior îi va absorbi, mai bine le punem la un loc și învățăm acolo unde vom și lucra pe viitor. Cred că asta este soluția pe care eu o văd. Și aici modelul dual care există momentan în România și care este lege și unde administrația locală nu poate interveni foarte mult, solicită și angajatorilor să dea o bursă și viitorilor angajatori, mă rog, cei care participă la învățământul dual, să dea o bursă studenților, dă și statul. Ce ar putea eventual administrația publică este să acorde primăria, Consiliul Județean, să acorde niște burse suplimentare pentru a atrage și mai mulți tineri către acest sistem, pentru că nu e doar o chestiune de, știu, orientare profesională, e și o chestiune de finanțe până la urmă. Pe la o anumită vârstă, mulți copii, mai ales din zona rurală, preferă să meargă să muncească direct decât să mai facă școală și să se califice într-o meserie. Și atunci un stimulent financiar suplimentar i-ar ajuta să rămână încadrați în sistemul de învățământ. Radu, eu cred că banii neapărat sunt principala problemă. Da, sunt o problemă, dar cred că inițiativa, punerea la îndemâna unei platforme de comunicare, asta e problema principală. Și cred că asta ar putea să fie într-o țară și într-o perioadă în care resursele financiare oricum sunt limitate la stat. Bine, sunt limitate și la privat, dar mă rog, nu mai contează. Cred că principalul rol al autorității locale, fie că este Consiliul Local, fie că e Consiliul Județean, ar fi asta de comunicare, de comunicare, de propagare, de promovare, de dialog, de get together, de awareness, de a-i pune pe stakeholder la masă, care e de fapt principala problemă a României. Nu se pun stakeholderii la masă, știi? Nu sunt aceia care să se pună la dispoziție ca platformă de comunicare. Și noi la Camera Germană întotdeauna n-am considerat și am vrut să preluăm acest rol de platformă. Și la Kurzarbeit, hai să vină toată lumea să-și dea cu presupusul, și la învățământul dual, pentru că astea, să zicem, că sunt principalele noastre
realizări de copy, nu chiar copy paste, dar mă rog, de inspirație germanică. Hai să fim și să fiți voi acest vector de comunicare. De acord, sunt de acord. Comunicarea și punerea la aceeași masă, cred, a actorilor e foarte importantă, dar în același timp eu văd sau simt că există un dezinteres din partea grupului țintă, adică al copiilor, al tinerilor față de asta. Nu neapărat că nu vrea mama sau tata, deși și asta are un aspect, dar sau are un rol important în decizie, dar cred că e o chestiune de la ce mă ajută diploma asta când eu pot deja să merg să lucrez acum. De ce să mai aștept încă 3 ani când pot să mă duc să lucrez? Și e tentația asta mare a gratificării imediate în care, ok, dacă cineva mi oferă un job, știi că am deschis de curând o școală de ospitalitate, urmează, cred, să fii prezent sau nu, la Oradea, la deschiderea ei oficială. Am discutat cu foarte mulți tineri care lucrează în restaurante, hoteluri în perioada asta, nu au calificarea în domeniul în care lucrează. Și interesul de a-și lua o diplomă, de a se califica chiar în sistem dual, este mic datorită faptului că deja câștig bani cu cât mi-ar crește mie salariul dacă aș lua diploma asta. Da, scuze că te întrerup. Problema e tot de educație de acasă. Ce aud e acasă, zi de zi, minut de minut, exemplele pe care le au acasă și așa mai departe. Eu am spus, principalul obstacol al învățământului ideal sunt părinții. Noi am făcut un studiu și am constatat clar acest lucru. În intenția lor, de altfel bună, de a dori tot binele din lume copilului. Și binele din lume este să fie avocat, să fie doctor, să fie inginer și așa mai departe. Asta e tot binele din lume. Uite, eu am studiat medicină. Nu mai fac medicină de 25 de ani. De ce crezi că am studiat medicină? Pentru că am auzit acasă, când eram mic, cât de mult și-a dorit mama mea, Dumnezeu să o ierte, să devină medic și n-a putut. Și am trăit cu asta, permanent. Ce bine ar fi ca unul dintre băieții mei să devină medic. Acum, eu fiind al doilea și primul devenind inginer, era clar că eram singura speranță a familiei. Da? Și până la urmă, am făcut medicina, deși s-a dovedit că n-a fost pasiunea vieții mele. Că dacă era pasiunea vieții mele și astăzi făcea medicină, nu spun că n-am făcut-o cu plăcere sau că n-am făcut-o, poate n-aș fi făcut-o cât de cât bine, dar fără pasiune aș fi făcut-o. De ce? Pentru că am auzit acasă și fără vreodată să-mi fi spus mama ce bine este să devii tu medic. Nu, pur și simplu. Și atunci când auzi acasă, de când ești mic, mamă, învață, citește, că tu trebuie să devii doctor, cu tare, cu tare, ce mai să mă duc eu să devin tâmplar, pe bune? Să știi că și am devenit profesoară de română pentru că mama era profesoară de română și că asta știam să fac cel mai bine da, în momentul acela. Se lovește cu pasiunea, ceea ce e bine, da? Da, exact. Mai multe ori nu. De cele mai multe ori faci ceva pentru că inconștient sau conștient ești împins către ceva, da? Corect. Mă gândeam însă în zona rurală. Poate nu sunt neapărat vise de medic, de avocat, de inginer. Da. Sau prea rar. Cum putem să sprijinim? Avem exemple de comune din jurul Sibiului care au avut la un moment dat școli profesionale foarte bune, dar care s-au desfințat între timp. Sunt foarte mulți copii care vin la oraș, dar abandonează pe parcurs din diverse motive. Fie transport, fie că încep să muncească în zonă și câștigă niște bani care lor li se par mulți și nu revin în școală. Acolo simțim nevoia de a sprijini mai mult tinerii și părinților, pentru că, într-adevăr, poate că ei sunt primii stakeholder pe care ar trebui să-i aducem la masă
Și oare cine ar fi mai bine să-i aducă? Autoritatea locală, școala, firmele? Oare care dintre noi ar avea succes mai mare? Eu mă gândeam mai degrabă firmele, pentru că E fără doar și poate că ar trebui să plece de la firme, pentru că ei sunt cumva beneficiari. De fapt, toți sunt într-un fel beneficiari, dar principalii beneficiari sunt firmele care se tot plâng că n-au cu cine și că le pleacă oamenii în străinătate, dar așteaptă să li se dea și să se dea. Ce se dă asta? Se dă ouă, știi? Era pe... Te întrerup acum că mi-amintesc o frază de-a ta pe care o citesc de multe ori, să se facă. Și că ai vrea și tu să angajezi vreo 10 să se facă, aș vrea și eu într-adevăr. Am dus la HR și am spus să angajeze 10 să se, s-a uitat la mine. Deci, da, de la firme ar trebui să plece, doar că avem o problemă în țara asta, știi, problema inițiativei, știi, este de ce am avut eu succes aici în România, întors din Germania. Credeți că am avut succes așa că sunt vreo deșteptăciune sau știu și eu ce mare scofală? Sunt un om normal, da? Am avut succes pentru că de jur împrejurul meu lumea așteaptă să se. Toată lumea așteaptă să se. Foarte mulți antreprenori se plâng că n-au tineri, dar spun, dumneavoastră, nu-i treaba mea, e treaba statului. Bine, treaba statului, apoi mai așteptați. Mai așteptați. Și atunci, sigur că idealul este ca persoane ca voi, antreprenori, cu spiritul nu de să se, ci ce trebuie să fac eu, să se ducă în administrație și inițiativa să vină cel puțin în prima fază de la administrație, da? Inclusiv suport financiar, deși și ăla ar trebui să fie mai mult la privat decât la stat. Și atunci lucrurile se vor întâmpla. Dacă tot așteptăm așa la antreprenori, unii au început, adică lucrurile se întâmplă, nu vreau să mă plâng și să spun că suntem vai mama noastră în totalitatea noastră, dar e lent. Sentimentul ăsta de inițiativă, spiritul de inițiativă, ceea ce de fapt este baza antreprenoriatului, nu este atât de dezvoltat, suntem deja, nu știu, prima sau a doua generație de antreprenori și venim după 50 de ani în care inițiativa a fost pedepsită. Nu încurajată. Și atunci ce așteptări vreți să avem? Deci cred că poate să vină de la oameni ca voi, antreprenori în educație care se duc la asta. Mie mi se pare că asta este combinația perfectă care se poate întâmpla în României astăzi. Da? Și sunt foarte puțini care își asumă treaba asta. Eu personal vă felicit și vă țin pumnii din toată inima să puteți să faceți acest pas. Cred că alegătorii, scuze, dar sunt duși cu pluta să nu vă voteze, dar mă rog, asta e altă temă. Dar cred că oameni ca voi pot demara astfel de procese. Și clar că educația e fundamentul pe care trebuie să clădim orice și, după cum spunem noi mereu la Supertici, nu neapărat educația așa în general, ci mindset-ul. Știi că să înveți pe aia mici să facă tot felul de chestii, mă rog, înveți, nu înveți, dar mindset-ul să fie pregătiți pentru schimbări, pentru adaptări, pentru flexibilizare, pentru muncă în echipă, pentru gândire constructivă, asta e baza. Așa este. Avem o întrebare pe care o punem invitațiilor noștri și îți mulțumim pentru încredere și pentru descrierea frumoasă pe care ne-ai oferit-o. Ne simțim și noi mândri de ceea ce facem. Ce ar trebui să facem când ajungem în Consiliul Județean, eu și Radu în Consiliul Local? Primul lucru pe care ar trebui să-l facem. Să vă faceți un activ al mediului pentru mediul de afaceri, să vă conjurați de antreprenorii zonei. Totul, și școli, și șosele, și spitale, totul se face cu bani. Banii vin din economie și economia e făcută de antreprenori. Eu, dacă aș face acest pas, primul lucru, în noaptea dinainte, da, m-aș decide cine face parte din consiliul meu consultativ. Nu trebuie nici prea mulți, nici prea puțin. O combinație deșteaptă între antreprenori mai tineri, mai în vârstă, inovativi,
multinaționale, români și așa mai departe, 7 oameni, 9 oameni, 11 oameni, cum vreți voi, și fiecare dintre voi să aibă la Consiliul Județean sau la Consiliul Local, să aibă Consiliul Consultativ al Mediului de Afaceri. Și dacă aveți dreptul, nu știu cum e asta, dar nu cred că voi ca și consilier n-aveți dreptul la echipă, dar dacă ați avea dreptul la echipă sau dacă ați avea posibilitatea să aveți echipe, să vă luați lângă voi un antreprenor. Avem, avem posibilitatea, nu e o echipă plătită, dar avem întotdeauna posibilitatea să avem oameni lângă noi și eu chiar sper că vom avea oameni lângă noi. Foarte bună idee. Aveam de gând să facem un grup din ăsta consultativ, sincer, la nivelul regiunii. Mi-aș dori să vorbim, deși acum vorbim de Sibiul meseriaș, aș vrea să avem o regiune de dezvoltare educațională, Brașov, Sibiu, Sebeș, Alba, tocmai pe învățământul dual, pentru că sunt foarte multe companii care lucrează în domenii similare sau legate una de alta și cred că am putea avea un învățământ profesional și tehnic mult mai eficient dacă ne-am uitat la nevoile regiunii și am încercat să răspundem lor. Și e o idee foarte bună, cred că o să începem să facem sau să cooptăm oamenii în acest consiliu consultativ deja nu de noapte dinainte, ci de mâine, o săptămână înainte. Vreau să vă spun că noi am organizat, s-ar putea să știți, la București, întâlnire cu toți cei trei candidați la primărie care cumva contează, la primăria Bucureștiului, în câte 50-60 de oameni de afaceri. I-am avut pe toți trei, aseară a fost ultimul. Și cu fiecare în parte exact asta am discutat. Oameni buni, mediul de afaceri nu e aici numai să îl abordați cu două luni înainte de campanie, când aveți nevoie și de niște bani. Mediul de afaceri e aici stakeholder permanent și comunicarea trebuie să fie absolut mereu permanent. Așa că făceți-vă, alegeți-vă voi că... na, sunteți liberi să faceți chestia asta. Nu pe mine, nu pe X, nu pe Y, ci pur și simplu pe cine vreți voi, oameni cu care aveți chimie și cu care să vă vedeți o dată pe lună și să vă, cum să spun, să vă energizați, pentru că de la antreprenor asta faci, îți iei energie, da? Și schimb de idei și să pui stakeholderii la masă încă o dată. Gândiți-vă că indiferent ce ai face, orice proiect, dacă nu pui toți stakeholderii la masă, nu iese proiectul. Eu n-am văzut să funcționeze. Mă gândeam la ordonanța 114 care ne-a zăpăcit, ne-a dat peste cap în fel și chip, da? Și în care ei își imaginau că fac ei așa într-un birou niște legi și că după aia toată lumea le înghite. Bă, vorbiți cu stakeholderii, luați-l pe Grivei, că dacă nu ies și Grivei la masă, nu o să iasă, nu o să iasă, nu merge. Ați văzut vreo o barcă în care, cu mai mulți vâslași, în care fiecare dă în, altă sen, în alt sens și altă direcție să ajungă la mal? Eu n-am văzut, e în derivă. Frumoasă metaforă pentru a termina. Mulțumim foarte mult pentru participare, Dragoș. O să încercăm să adunăm cât mai mulți vâslași în jurul nostru, să vâslim în aceeași direcție. Suntem convinși că putem conta și pe ajutorul tău și pe sprijinul tău, așa cum ai făcut-o întotdeauna. Să fiți sănătoși, să fiți energici, să vă bazați pe educație, că asta e mai bună decât orice altceva. Și vă țin pumnii. Am încredere că demersul vostru va fi de succes. Mulțumim foarte mult. Mulțumim tuturor care ne-au vizionat. Mulțumesc, Elena. O seară frumoasă. Mulțumesc tuturor. Mulțumesc și eu. Pa, la revedere. Seară frumoasă!